siguranță o minge spre interior. Acesta este Miloș Brejinski, centrarea lui Caramian, se duce bine, este Mingote greșit, 1-0, 1-0 pentru Poli Timișoara. Gol marcat de Gigel Bucur în minutul 25. Gigel Bucur, golul cu numărul 14, revine pe prima poziție în clasament. Azez, atacat destul de tare de până în stângă, pasă bună a lui Borbe, îi spre Abiodun, nu este offside, Abiodun, gol, 2-0 pentru Poli. Explozie de bucurie pe banca bănățenilor, minutul 5 al reprizei secunde. Patru Poli Timișoara, într-un editorial pe site-ul Violamania.ro, spunea: dacă Poli vrea cu adevărat să iasă în Europa la vară, n-are voie să calce strâmb duminică. Victoria e o prințesă care... Doamne Dumnezeule, scuză-mă, George, senzațională execuția lui Balazs Borbei. Incredibil, Radu Paraschivescu, să mă scuze, însă poate să mai aștepte. Da? Minutul 65, ropote de aplauze pe stadionul municipal din Târgu Jiu. Balazs Borbei înscrie un gol fabulos, doamnelor și domnilor. Superb. Superb șutul lui Balazs Borbei. Cred că erau 30 de metri. Sau aproape 30 de metri. Dar Borbei, o pasă de gol senzațională, o reușită formidabilă. Și acum ne putem întoarce la... Asta după ce în probe la echipa secundă a lui Poli Timișoara au fost și un văr, dacă nu mă înșel, al lui Mansur și un prieten al senegalezului. Ambii nu au trecut testul. A fost fluierul de final al lui Aurelian Bogaciu. Pandurii Târgu Jiu, Poli Timișoara, 1-3. Gigel Bucur a deschis scorul în minutul 25. Abiodun a majorat în minutul 50. Borbei a reușit un gol formidabil în minutul 65, iar Alexandru Pițurcă a redus indiferență